Poezia lui Leonard Ancuța reprezintă o stare de spirit în dezacord fățiș cu normele unei sensibilități utraciate. Metafora sa este dură în planul expresiei, dar ireală din punct de vedere al percepției. Atât ca mod de a iubi, cât și ca artă de a se răzgândi în cuvinte. În sensul de a se delimita deopotrivă tragic și ironic în linia unui postmodernism asumat. Uneori tangoul lui cu onirismul face loc unui spectacol de coride inspirat, parcă din maestrii luptelor cu tauci. Leonard Ancuța se joacă la limita imprudenței cu un sentiment pe care, poetic vorbind, îl domină, dar căruia îi se și subjugă. Versul său este expresia unui sentiment exprimat cu mijloace când vehemente, când înstrăinate, dar ca la orice poet autentic, vocea lui se propagă cu viteza intensității. Leonard Ancuța e un diavol cu sentimente. Dar ce diavol? Ce sentiment?